O analiză atentă a listelor cu mediile de admitere la liceu ale absolvenților de gimnaziu din județul Suceava scoate la iveală o situație cel puțin paradoxală, mai exact diferențe uriașe, chiar și de 5 puncte, între nota de la evaluarea națională și media anilor de liceu. Astfel, 10 de elevi suceveni cu medii mari de 8, 9 sau 10 în cei 4 ani de gimnaziu au rămas repetenți la probele de la finalul clasei a 8-a și nu au reușit nici măcar să ia note de trecere la ambele discipline de examen. Cele mai mari discrepanțe dintre mediile anilor de gimnaziu și cele obținute la evaluarea națională se regăsesc la școlile din mediul rural, însă diferențe inadmisibil de mari sunt și la școlile din oraș. Asta relevă că în multe cazuri exigența în notarea de la clasă este mult mai redusă decât la evaluarea națională, iar Ministerul Educației pare să fi înțeles acest lucru. Din 2014, media anilor de gimnaziu contează doar în proporție de 25% în media de admitere și nu 50% cum era înainte de acest an. Mai puțin fericit este faptul că sute de elevi care termină anual clasa 8-a nu-și cunosc nivelul real de pregătire. Nota 9 la clasă, nota 4 la evaluarea națională. Este situația unui elev de la școala gimnazială din Prelipca, el având 9,04 media anilor de studiu și 4,30 la evaluarea națională. De la școala gimnazială din Burla, un elev cu media anilor de gimnaziu de 9,47 a avut la evaluarea națională media 4,90. O diferență de peste 4 puncte între cele două medii a înregistrat și un absolvent al școlii gimnaziale Ion Pintilie Măneuț, el având media anilor de gimnaziu de 9,31, iar la evaluare 4,97. La Calea Findești, o diferență de aproape 5 puncte se înregistrează în cazul unei eleve cu 9,31 în anii de gimnaziu și 4,45 la evaluarea națională. La școala numărul 2, Vicovu de Sus, Remăzău, o elevă s-a evidențiat în timpul gimnaziului cu o medie de 9,28, dar la examenul de final de clasa 8-a a obținut 4,82. Vă reamintim că la nivelul județului Suceava, 741 dintre elevii care în această vară au încheiat socotelile cu ciclul gimnazial nu au reușit să obțină o medie de admitere peste 5. Dintre aceștia, 23 au medii de admitere mai mici de 3, 2,31 fiind cea mai mică medie din județ, ea aparținând unui absolvent al școlii gimnaziale numărul 3 Suceava. De cealaltă parte însă, 13 elevi suceveni vor fi admiși la liceu cu media 10, ei obținând calificativul maxim atât la evaluarea de la final de clasa 8-a, cât și la finalul celor 4 ani de gimnaziu.